Salutare, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Am venit pe Balta Valea Războiului, Bălțile Fulga. Am văzut ieri pe Facebook că au caras foarte frumos. Dar mulți spun că dacă nu ai vaporaj să pescuiești plantat, nu prinzi mai nimic. Din păcate, eu nu am așa ceva, eu pescuiesc cu fidere. Am pus 3 fidere, dar nu prea îmi place cum stau, pentru că ar trebui să le întorc drept, cu fața încolo. În fine, vreau să vedem, e un mit sau e adevăr, dacă nu se prinde la feeder și trebuie neapărat să mergi în larg cu plantatul cu vaporaj. Am făcut un mix de nadă, am pus mai multe, am pus de la Benzar crab și căpșuni, Green Method Feeder, pelete de 2 mm și de la senzor ciortan și caras. Am mai multe pop-up-uri, am pus și pe prima de acolo o boabă de porumb din acesta, dipuit, flotant. Am avut o trăsătură la aia, la prima. Așa că hai să vedem dacă e adevărat, dacă nu se prinde la feeder și doar la plantat. Așa, acum așteptăm. Folosesc metoduri de 50 de grame. Pe cea din dreapta de aici, cu vârful verde, am pus un pop-up de 10 mm, ceva mai mare, cu un cârlig de 8, iar pe celelalte am cârlige de 12, fire de 16. Pescuiesc undeva la, cu prima în 50 de metri, cu a doua undeva la 65, iar cu a treia la 70-75 de metri. Le-am dat așa diferit puțin, să vedem. Taxa la această baltă e 80 de lei pentru 12 ore, 160 de lei 24 de ore. Tot ce se prinde se reține, am înțeles, mai puțin exemplarele de crab care depășesc 5 kg. De sub 5 kg se păstrează tot. Și agățători. Multe. Era peștele de-a. De la caraș e de 1,5 kg, 2 kg. Și am făcut. A rămas la 200 de grame. Vedem.
Mai e timp. Are porumb flotant. Încă nu sunt sigur că l-am luat pentru că vegetația în apă și nu-mi dau seama dacă vine mai greu din cauza asta sau care pește. Oricum, dacă este, e tot un cărășel. Tot un cărășel. Iată. L-am luat pentru că am avut frâna slabă. Am fost plecat la oameni să-i întreb dacă s-a prins într-adevăr. Spun că s-a prins, dar nu chiar așa de război. Mai mult de pace. Acum era agățat, înseamnă că am avut trăsătură, că am fost plecați. Aia a fost. E greu că duce și vegetație după el de asta. Îți dă senzații tari nebune ăștia de pește. De un kilogram bucata. Da. Vă spune?
merele lăudate. Tot din ăsta dezbrăcat ești. Așa, pe treaba, păi strângem și n-are rost. Când ieșim drill cu el, pare că e mare, uite cum face vârful, na? Dar se agață de alge, aia îl face să pară mai greu. Chiar deloc. Da. Corășii. Aia avem. Uite. Asta are aproape de 2 kg. 1 kg. Vai, 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 vai. Fraților, asta e balta la Valea Războiului, Bălțele Fulga. Am stat 3 ore, am vrut să mă conving, să văd dacă e pește mare. Probabil o fi, am fost și m-am interesat. Au spus că iese, dar trebuie să stai de el și să dai plantat. Am scos câțiva caraj din zona aia de acolo, pe lângă stuf. Nu știu ce să zic. Dacă ar fi acolo în limpezeală, automat ar trebui să fie și aici în zona asta lângă suf, peșele. Circulă, nu e în, cum să zic, e o groapă și stă doar acolo. Am încercat toate popapurile. Am încercat și cu usturoi și cril și, uite, de 10 mm și porumb flotant, aceeași caraș. Din păcate asta e, să vedem carașii ăștia de 1 kg. Iată. Le dau drumul că sunt prea mari și n-am loc în găleată. Așa. Fugi. Nu-mi pare rău că n-am prins pește, îmi pare rău că am venit. Sau invers. Asta e. Am vrut să mă conving, să văd care-i treaba. Automat trebuia să tragă și pe feeder și mai ales în zona asta lângă suf, caras mai mare. M-am lămurit. Mai căutăm. Așa e când vii după mere lăudate. Vă salut și vă doresc fire întinse.